Salut și bine găsit la un nou episod de Minecraft. În acest episod, după o grămadă de timp de când n-am mai jucat Minecraft, cred că a trecut vreo săptămână, o săptămână și ceva de când am filmat ultimul episod de Minecraft în care m-am plâns că aveam lag aici unde era casa cu chesturi. Iar după o săptămână și ceva, stăteam numai azi fiind sâmbătă, duminică, că a trecut de ora 12, m-am gândit, bă, nu mai am ce să fac, m-am plictisit. Și, până la urmă, am luat decizia să intru pe Minecraft, că nu mai intrasem și am zis că dacă nu intru odată să termin cu casa asta, să o iau de aici ca să nu m-am lag, nu o să mai intru niciodată. Și mi-am luat 2 ore, 3 ore, cât mi-a luat să mă toată chestia de aici, toată casa unde m-am plâns un videoclip de 10 minute cam lag aici. Bă, și acum în continuare, uitați cum ai scăzut frame-ul, nu înțeleg de ce partea asta aici e blestemată cu frame-uri, dar nu contează. Toate chesturile le-am dus și acest episod o să facem repede și un time lapse cum luăm toate vagonile astea de aici, că tocmai ce am fost la minat, bine, tocmai. Acum, nu știu cât timp că am luat o pauză și am zis că m-am apuc să și filmez. Intrăm aici frumos la asta, n-am mai continuat nimic, dar aici am terminat și de design, pentru că Andrei, cum știți, trebuie să vină. De acum vreo 2 săptămâni trebuie să vină Andrei să-mi facă și un design aici, dar n-a vrut. Așa că m-am ocupat eu singur, m-am uitat pe YouTube la un design de podea și a rezultat faptul că mi-am făcut singur și tavanul și ăsta în felul următor. Este fix la fel cum este și sus. Bine, dar sus când mai vedeți eu de asta, ca să fie cu lumină aici, trebuie să fie, nu știu cum trebuie să fie aici, trebuie să fie, nu știu. Și e foarte dubios cum sunt liniile astea și dintr-o dată când apare o dată asta se cam strică tot vibe-ul. Aici am mijloc să-mi pat pentru că, na, nu știam cum să fac ca să fie frumos, că dacă puneam două aici, după arăta unul de aici și de aici. Am făcut designul ăsta. Bă, să fiu sincer, când am făcut chestia asta, cum vedeți, ce încă sunt aici. Eu inițial vreau să scot astea, să pot să pun niște item frame-uri de astea și sus, dar din păcate nu pot, că am și ăsta, am și slab-ul, am și alea. Și ăsta, tavanul care e făcut cu slab-uri, trebuie să fie gen, nu așa, și un nivel mai sus. Dar mi-am dat seama că trebuia cu un nivel mai sus, tocmai după ce terminase. Când, de fapt, când terminase, și am zis că nu m-am pus să-și sparg iar. Da, următorul lucru. Cum vedeți, am o grămadă de cabă și o grămadă de astea. Nu este tot pe care l-am avut, pentru că vreo 5 shackle boxuri pline cu stone și cu galber și cu tot ce mai era, l-am aruncat. Plus ce mai e pe aici, granit și diorit, andesit, tot am aruncat ce eram plus, că vreau să am un double chest maxim, dar n-am nevoie mai mult. Aici am zis că lăsăm așa, aici e mai așa, mai cu vrăjde, mai cu nenorocire, ce aici? Am aruncat urmă de iteme, băi, am zis ce nu-mi folosește, le arunc. Plus de asta, aici, nu o să folosesc nimic de aici, dar sunt cele mai bune chestii pe care erau puse. Din unele erau numai cu un breaking 3 și ce mai avea și anesun și căcatul și le-am aruncat. Aici un mic design, nu știam cum să fac și am făcut chestia asta. Mi se pare ok, spuneți în comentarii ce părere aveți. Așa, shulker box, un chest plin cu shulker box-uri și hai să vă zic o chestie. Cum mă știți, eu la ultimul episod de Minecraft eram pe 1.16.3, am să-mi pun apoi pe 1.16.1. Serverul, cred că l-am schimbat de vreo 5 ori, l-am pus pe 1.16.1, era inițiat, după a apărut pe 1.16.2, după 1.16.3 și am zis, ia stai, îl pun înapoi pe 1.16.1 pentru că modurile pe care le folosesc eu în principiu ăsta de sortare a itemului ca să fie mult mai ușor nu există încă pe alte versiuni și adică pe versiunea de 1.16.3 și am zis ne mutăm înapoi cu serverul, sper că nu l-am bugat încă nimica pe mapă, am tot am schimbat setări
setării. Versiunea la mapă și s-a mai făcut unele chestii aici, nu știu dacă s-a mai întâmplat ceva, că nici n-a mai fost. Ok, s-a mai făcut, dar nu pe așa, cine știe ce. În fine, nici nu mă interesează. Și hai să vă arăt un singur lucru care se pare că s-a bugat, s-a gliciuit, s-a nu știu cum. Acest Shulkerbox, eu, ca să înțelegeți, eu când schimbam versiunea, îmi lăsam un ăsta, să numesc eu, un butoi cu toate itemele mele. Bă, un. Toate itemele mele, plus ce aveam un Ender Chest, tot, deci tot lăsam. Și ca să înțelegeți, nu știu ce s-a întâmplat. Când am intrat pe contul ăsta, pe un cont Minecraft Premium, care mi l-a dat Andreea acum ceva timp și n-are, nu poți să schimbi nume, nu poți să schimbi mica, e așa după el. Avea itemele astea, fix pe care sunt și aici, s-au bugat, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cum a funcționat toată chestia asta, dar ce-i drept, am găsit, este Flavius, am găsit la pata care a dispărut în live-ul de 3 ore când am făcut, este. Bine, nu contează asta, dar am făcut alta mult mai bună. Bine, mult mai bună e aceeași, dar e netherite. Mi s-au bugat itemele, gen s-au duplicat toate itemele pe care le-am avut. S-au duplicat și a rezultat ca să fac un backup. Deci sunt toate itemele mele în backup, efectiv în backup. Efectiv tot ce am, efectiv, știu că zic de 2 ori, de 3 ori efectiv, dar efectiv același lucru. Și easy peasy. Acest backup, că l-am dat și nickname, vreau să-l țin undeva pe aici, în caz că dacă mor, să-l am la... Na, spac, dacă mai găsesc itemele, le am paste. Bun. Aici am făcut o grămadă de artificii, pentru că și deoarece, fiindcă nu mai aveam loc să le pun aici. Și a rezultat faptul că am făcut ordine. A, și stone brick, o grămadă am aruncat. Bine, o grămadă. Cât am făcut din stone ca să fac și un double chest acolo, să fie bine. Pe aici, shulker box-uri, trebuie să le colorez. Și cred că și ăsta s-a bugat. Da, uite, și ăsta s-a bugat. Gen, practic, am astea de 2 ori, dar... Nu știu de ce aici am 2 teme, s-a bugat de altă dată, habar, n-am... Chiar nu pot să pricep care a fost chestia și de ce s-a bugat, dar eu mulțumesc. M-am scos cu o grămadă de iteme, înseamnă. Pa, aici mai avem o grămadă de shulker box-uri, cum am zis, nu mai e nimic în ele. Da, ca asta a fost de făcut. Acum hai să facem repede un timelapse. Cum spargem noi toate vagonile astea, dar înainte să începem să spargem toate vagonile astea, spargem noi 33 de diamante ca să vedem câte diamante ne dă chiar acum pe videoclip sau le las la final să vă uitați la tot videoclipul să vedeți din 33 de diamante câte mi-a dat. Hai să vedem. După, nu știu câte minute, vreo 5 minute am făcut din 33 de diamante, cred că erau 33 de diamante, am făcut 37, nu? Nu știu câte diamante erau mai exact, dar totuși am făcut chiar ok. Pocuma de blocuri, de diamante, 7 blocuri, vezi că e tank, adică nu mai suferiți. Și având în vedere cât a fost și ce am ajuns, eu zic că ne ținem bine. Asta așa ca să facem aici, să fie bine. Opa. Opa. De fapt, hai că spun și eu. La ce încercam eu să pun? A, mai contează acum. Pun așa, deci la astea cu la alea.
și hai să fac, vreau să pun acum apă, că am zis să aștept să sparg asta pentru un episod, ca să mă și apuc să le și pun. Bă, totuși mai am nevoie, că na, consumă destul de mult, zic eu. Pac și cu 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 pac, cam aia a fost. Să dau încă 4 blocuri sau câte am făcut aici. Aia e. Aproape obstacuri. Și să mai face aici niște iron. E bine, frumos. Toate astea sunt la locul lor. Bun. Astea le pasă. Unul la mine. Unul aici. Frumos. Da. Hai să mergem de necărăm, zic. Ok, deci acum când dormă acasă, am o idee să încep să fac gen polul, gen drum. Nu știu, zic și așa că să arate cât de fac aici acum, așa. Să înțeleg și e cam prea tare blocul, sunt prea tare blocul de astea ca să spală, așa că... Mamă, ce e aici? Mamă, ce am dat? Mircea. Unul toți acolo, așa de eleganță, în rest, nu prea mă interesează. Pac frumos. Bun, cam asta o să fie așa frumos. Pod. Ferească, mă, bună sunt și dacă mă aduc să aduc materialele și revin cu când ne apucăm să punem toate alea. Nu, bun, hai că mi-am luat tot ce ai trebuia să iau. Am pot frumos să pun aici iarbuța, oricum vreau să fie iarba aici gen cam până undeva pe aici, nu o să pun și pe acolo, că acolo o să fie prea mult de pus și na, nici nu are rău să pun pe acolo. Aici doar pun așa, că mi s-a părut mie că arată ok. Din drumul ăsta, acum am început de acolo, să arate așa frumos în na, partea asta aia. Gen că, na, e ceva mai special și să zic, nu știu, zic și eu, dau și pe aici o părere, nu știu eu ce mai bun bit, dar ca să zic că, ma, chiar așa trebuie să fie, nu știu, am văzut acum. Gen, nu am văzut acum, eu când eram mai mic, nici cam mai încă pe telefon și aveam un mapă care gen făcuse case, cu ce, cu nebunii, bă, ce vorbim, mă? Și, na, m-am jucat pe acolo, am zis să fac și niște drumuri, să arate cât de cât frumos, să, na, să nu fie bătaie de joc și am zis să pun niște frunze și chiar mi plăcea cum arăta. Nu arăta nici rău, dar nici foarte frumos, dar atunci pe vremea aia arăta chiar ok. Pentru mine acum, eu știu ce părere aveți voi. Nu știu, mie unul chiar îmi plăcea harta. Și... Da, aici e tot bun, las așa. O să pun niște de-astea așa mai pe random, dacă înțelegeți ce zic. Nu prea e important să vei pe unde vin și toate chestiile astea și acum toate spațiile astea libere care o să mai rămână o să pun cable, nu? Și stone, are, o să pun și stone. Ah, nu pun și niște stone, pac pe aici. Mai mult cable așa că parcă e cu cable toată chestia asta. Aici ar trebui să fac un fel următor, cred că mai am, dar nu contează, mai craftez și eu. Să fie ceva de altă, ceva de genul așa frumos. Și cam ăsta e drum. Opa, stai că nu stai că am greșit, n-am terminat, nu terminasem, n-am terminat. Pa, frumos, așa. Bă, ce mai dă și niște craver pe aici. Eu nu știu ce să zic. Atunci partea asta, așa, partea asta o mai lungim așa cu două blocuri și partea asta la fel cu încă două blocuri. Ca să arate cât de cât mișto zic și eu. Și dau și cu părerea, nu știu, scrieți în comentarii. Vă ce ați face în momentul de față aici? Și așa cu două, parcă e altceva. Și așa și eu. Ține vreodată mai încoace, un mai încolo, mai așa. Aia e și drumul pe care îl fac eu.
Bă, mă, sper să vă placă și vouă, mie chiar îmi place cum a ieșit drumul ăsta. Hai să-mi folesc repede inventarul. Ok, și hai să vedem și noi, acum mergem frumos aici, repede jos. Hai să vedem cum arată acum această parte minunată. Ia uite. Puțin prea multă lungime așa, dar o să mai avem niște case pe aici. Pe aici asta să arate cât de cât mișto. Aici, opa, dă-și-mi astea, dă-și pe astea ce era. Hai să mergem să ne încărcăm și pe astea ca să fie gen ce am făcut aici, să se arate pe hartă. Așa, stai că nu prea știu cum sunt făcute hărțile astea, mă, dar nu contează. Hai că le-am, cât de cât le-am făcut acolo, schimbare, ce am făcut, dar le-am făcut, cred. Deci hai să vedem, ăsta știu că e aici, ăsta nu e aici, ăsta e aici. Bun, ăsta e aici și ăsta e aici. Ok, să zicem. Prea mult e cam plat aici, dar aici o să vină niște construcții. Trebuie să acoperim și chestia aia, trebuie să acoperim și alea două. Muntele ăsta să-l tăiem de aici, cam până cam pe aici, adică, vedem noi într-un live. Așa, aici a filmat The Sugar. Uite, începe să ia culoare toată nebunia asta. Bun, și aici trebuie să terminăm acolo în spate, dar în altă zi, că nu e grabă. Nu trebuie să ne chinim să ne apucăm de toate lucrurile în aceeași zi, că după ne plictisim și mai avem. Să venim și aici să vedem ce s-a mai întâmplat, că n-am mai venit pe acel de timp și aș vrea să fac niște schimbări. Să fiu sincer, gen, să mai fac cum sunt ăștia prinși așa, să îi fac și cam pe ăștia să dispară, să mai fie prea mulți aici, adică uitați-vă și pe cât sunt. Aici, astea sunt pline, să fac o secțiune unde să ieși. De fapt, hai să-i curesc acum și astea ca să fie bine, să nu fie rău și... Bun, deci trebuie să țin doar apăsat, nu mai trebuie să... Da, e mult mai ușor să ții apăsat, deci e bine. Și dacă vă întrebați cum și de ce încă iau acțiuni, pentru că am schimbat iar contul, și știți cum e, toate acțiunile pe care le-am făcut, nu le mai am și... da. O să fie aici, așa că, da, hai să ne apucăm să luăm toate cuferele, pentru că vreau să văd dacă aș putea eu să fac o schemă micuță pe aici cu toate chestiile astea, ca să fie bine, să nu fie rău, și o să mă apuc frumos repede jos să iau toate nebunirile astea de chesturi, hopere și toate chestiile astea și să vădăm. Dacă o să-mi iasă ce vreau să fac, adică să fac cu... Să fac mai multe chesturi, mai puține, o popăre, nu știu să vă explic, dar o să vă arăt, așa că... Apăsați butonul drag și haideți să vedeți și voi. Bun, pentru că nu mi-am luat blocuri ca estețul după mine, am zis să... Eu nici am tinchiurile astea la mine, pot să le folosesc pe astea. Adică pot să... E o altă secretă, să zic așa. Deci aici ce vine? Ia să vedem, aici vine gold. Bă, la gold, să fiu sincer, nu știu cât de mult o să folosim noi, gen nu o să folosim, că o să folosim o grămadă de gold, dar așa, gen cam cât ne-ar da ei, abană cam cât o să fie, dar să vedem chestia asta acum. Eu m-am gândit ce vreau să fac, dar... Mai exact, habar n-am cum vreau să fac. Nu știu dacă vă înțelegeți ce vreau să zic, dar... Da, hai să vedem dacă reușesc să fac exact ce vreau. Și pentru asta, de fapt, trebuie să văd după la final. Pff,
pun două blocuri cam așa. După asta vin așa. Aici două, vin două cufere așa. Aici două cufere așa. În practic, din, un, dintr-un cerc de acolo, nu știu cum să vă zic, o să fie cam media de la un cerc cum era așa, să fie cam două sau chiar patru, nu știu cum, cam cum ar veni. Aba, n-am, nu mă pricep. Așa, deci după, nu știu, după maxim 5 minute maxim, maxim, am terminat să fac toată schema asta. Deci hai să vă prezint. De aici a rotoflash-ul și de aici o să se ducă încolo și încolo. Aici o să vină pepitele care o să fie o parte încolo, deci o să-i cufă cu pepite. Rândul din spate, adică ăsta tot cu pepite. Aici cu colt rândul ăla și rândul ăla. Acum, dacă chiar aș vrea și aș avea nevoie de mai multe chesturi cu Rotten Flesh, aș putea să fac chestii de genul și să mai continui. Și cred că o să fac și o chestie de genul. Zic, nu? Cum așa să fie ok. Și fac o chestie de genul și ia uite cum s-a mai făcut încă încă patru chesturi din nimica. Și să vin și aici să fac gen, nu la primul, la al doilea, din aici. Opa, așa. Opa. Pac frumos, după încă una, pac frumos. Hai că ne-am pus. Hai să nu aici, hai să le fac un pic și pe cealaltă parte, să fie chiar frumos. Și uite cum din câte cufera am făcut, cred că le-am înmulțit, practic, le-am înmulțit, efectiv, le-am înmulțit. Și dacă aș vrea, aș mai face ceva de genul și așa, uite, efectiv așa, dar după o să fie prea multe cufere în care să te uiți, nu prea mai are rost. Și acum sperăm că o să meargă toată chestia asta ce am făcut și că nu o să blocheze în mai nimic. Da? Deci, ferma de gol e perfectă, făcută cu double chesturi mult mai multe. Cred că aș mai putea să umblu pe aici să fie chiar mai multe chesturi, dar eu zic că îți dă storia măcava și că am venit cu două stack-uri și double chesturi și văd că am consumat cam 50, nu, mă bate matematica la ora asta. 5 cu 1 nu iese, deci iese cu 4, cu încă 40, să mor, dar nu-i 40, nu? Nu, e 50. Ah, că-s bun pe matematică. E cât e ora asta, azi, așa? E două, nu mă judecați. Don't charge me. Așa că ne luăm catapusele și hai să plecăm de aici, dar înainte facem o chestie de genul. Și hai să iau și toată Rotten Flesh-ul care s-a făcut după aici. Ia și un de ăsta ca să pui toate chestiile astea. Ia și un de ăsta, nu s-a făcut prea mult pentru că, na, v-am zis, nu am stat. Cu ăsta mai puteți să pun și un cufăr de ăsta aici, un chest, pardon. Am venit cu multe de-astea că am zis că sunt chestii o grămadă, da, se pare că n-a fost mult Rotten Flesh. Nu știu dacă o să mă las în seara asta afeca, habar n-am, nu văd că nu garantez încă că mă las afeca, dar da, mă duc acasă. Și da, bă, băieți, am filmat deja vreo 50 și ceva de minute, cam asta a fost cu acest episod, a fost un videoclip mai lung, să zicem, dar și un videoclip după ceva timp de Minecraft și am zis că trebuia să fie un videoclip mai lung așa de Minecraft, așa că până înainte să închidem acest episod, nu uitați să dați și mie un follow pe Instagram și da, apăsați butonul de like, mai vreți episoade în continuare de Minecraft, scrieți dacă mai vreți episoade în continuare de Minecraft și noi ne auzim data viitoare. Bye bye!